În acest sfârșit de săptămână a avut loc, în incinta Alba Mall, campionatul național de împins din culcat. Proba de powerlifting a adunat la start mulți competitori din toate colțurile țării, însă și foarte mulți spectatori care au dorit să vadă persoane ce ridică greutăți duble sau chiar triple decât greutatea corporală a sportivilor. Punctele culminante ale campionatului au fost aduse de sportivi cu greutate, atât din punct de vedere al fizicului, cât și a numelui. Cazacu Sorin, Ovidiu Pănezan sau Luciano Țuiu au reușit prestații remarcabile, ultimul reușind să-și bată propriul record național. Spectatorii nu au fost puțini, ediția din acest an a campionatului fiind peste cea de anul trecut, publicul simțind valoarea și organizarea bună, din alături de competitori și organizatori. Sorin Cazacu, maestrul acestui sport, ne-a declarat în câteva cuvinte ce a trăit el la Alba Iulia în momentul concursului. Sorin, să ne spui câteva cuvinte despre evenimentul care tocmai tu l-ai încheiat aici la Mall. Ce pot să vă spun, a fost un campionat reușit. Mulțumesc organizatorilor pentru acest concurs minunat și sperăm ca la edițiile următoare să fie cel puțin la fel de frumos, dacă nu și mai frumos. A fost foarte aproape să bați un record național. Să ne spui despre ce greutate a fost vorba. Recordul național la categoria mea l-am bătut, 250 de kg, a fost un nou record național. 260 de kg care tocmai l-am încercat și l-am ratat. Ar fi fost un record național absolut, adică cea mai mare greutate ridicată vreodată într-un concurs de powerlifting. De departe, cea mai apreciată prestație a fost a secretarului general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănezan, care la greutatea sa de 82 de kg a reușit să ridice numai puțin de 227 de kg.